Salut oameni și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi am venit cu o idee nouă și inovativă ca de obicei. Astăzi vom comanda de la cel mai prost restaurant din București. Și vă gândiți acum, cum adică nouă și inovativă? Cred că jumătate de YouTube a făcut exact aceeași idee, dar stați puțin să vă explic. Cei mai mulți dintre ei n-au comandat. Au fost la restaurant. Și acum probabil vă gândiți din nou, dar n-a făcut îmi place să mănânc aceeași idee? Da, dar stați să vă explic. El a făcut în Oradea. Bine, o să fiu direct. Vreau să fiu îmi place să mănânc cu Ana B. De astăzi mă cheamă îmi place să beau apă. Îmi place să beau apă. Iar înainte să-i dăm drumul la episod, nu uitați de like, share, subscribe. Și subscribe la Edi Grozavu Shorts și Arnotă Banana. Și n-am zis niciodată asta, dar puteți da și un follow pe Insta, la contul personal. Nu postez foarte des, dar nu cred că ne aflăm în locația potrivită. Ia stai puțin. Wow. Iar acum că am ajuns cumva aici, nimeni nu știe cum, hai să vedem efectiv care este cel mai prost restaurant de aici, care livrează, evident. O să intrăm pe două site-uri, pe Takeaway și pe Food Panda. Aș fi intrat și pe Glovo, dar pe Glovo nu prea am văzut restaurante cu ratinguri mici, doar de la 90% în sus. Ok, aici sunt alea de 5 stele. Hai să dăm cât mai jos posibil. Dar problema e că sunt foarte puține review-uri. Eu voiam, uite ca ăsta, Pizzicato. Pizzicato. Cred și eu care slabe review-uri când o cheamă Pizzicato. Deci la genul ăsta de restaurant mă uit, cu multe review-uri. Altfel, practic, dacă un restaurant are un review și ăla e prost, ăla putea spune la catering. Deci cel mai slab până acum e Pizzicato. Pizza Hut Delivery 2,5 stele. Bă, stai-ți la review-uri. Mamă, ce scumpă e pizza. Livrare o stea. Văd că ăștia au probleme cu livrările. A, uite, i-a dat o stea și la mâncare. 3 ore 45. Deci, având în vedere că cei mai mulți se plâng de pizza, o să comandăm tot o pizza. Nu ajunge la 30 de lei, deci o să-i mai adaug eu niște chestii. Salam, măsline, sos. 4 lei un sos. 35. Completez asta, dau comandă și revin după. Iar comanda a fost făcută. Și că 59 de minute. O să mai vedem noi dacă chiar o să fie așa. Și ghiși ce? A trecut o oră și încă n-a venit. Surprinzător, nu? A trecut o oră și 15 minute. Nu e chiar așa rău până acum. Și mi-apare că comanda o să ajungă curând. Ceea ce nu pare să fie chiar adevărat. Băi, eu n-am mai mâncat de la 8 seara de ieri. Încă am pun bazele în acest Pizza Hut. Chiar dacă e și un video mai bun, dacă are și ceva mai prost, în sufletul meu îmi doresc să fie bun. A trecut o oră 40 și 40 de minute de când a zis că e aproape. Bă, mă întreb, oare pot să folosesc asta ca green screen? Știi că e destul de verde. A? A, vă place unde sunt? Ia uite unde sunt și voi n-ați ajuns. Doriane! Iar între timp, ghiși ce? S-au făcut 2 ore! Yeah! Ah, mă simt trist. Dar uitați și voi ce vreme de ciudat. A fost soare, a fost ploaie. Până vine pizza, vă prezint filmul Comanda. Era o zi ca oricare alta. Păsările ciripeau, copiii se jucau, iar Cosmin se uita liniștit la un videoclip. Poftim? Cosmin? Cosmin, ce faci? Cum ziceam. Iar Cosmin se uita liniștit la un Serios? Iar? Iar Cosmin se juca... Roblox? Când deodată stomacul lui începe să scoată niște sunete îngrozitoare. Camera începe să se cutremure. Cosmin speria de parcă venea măsa de la ședință. Lui Cosmin îi era foame. Așa că Cosmin a luat hotărârea să intre pe Food Panda. Ochii sclipeau, erau atât de multe restaurante de unde să aleagă și nu știa ce să facă. Așa că și-a zis. Cred că știu ce fac. Așa că a sortat toate restaurantele după numărul de stele. Din păcate era cam prost, așa că a crezut că stelele sunt vreo boală și cu cât restaurantul are mai puține, cu atât e mai bun. Plus că nu știa să citească. Așa că s-a dus efectiv pe cel mai prost restaurant.
cu clienți care se plângeau de orele uriașe de așteptare și de mâncare rece care uneori nu mai ajungea, dar Cosmin de unde să știe? Ia uite, omul ăsta a zis că mâncarea e foarte bună aici. Așa că a comandat. Poate că dacă n-aș mai fi comandat de la Pizza Hut, nu s-ar mai fi întâmplat asta. Două ore 40 pentru chestia asta. Evident că e rece. Livratorul m-a sunat că nu știam unde să ajungă și eu n-am mâncat oficial de o zi. Îmi lipsește sosul, eu am cumpărat un sos. Aoleu! Dacă nu sunteți din Buzău, știți că la Jabar are o pizza, cred că e mai mare decât asta, care e 10 lei. Asta e cea mai mare pizza pe existent. Dar atât îmi e de foame mănânc orice. Dar e picantă. Da. Probabil pizza asta ar fi fost bună, cea mai bună, trebuie să recunosc, dacă era caldă, dacă era adusă într-o oră cât scrie acolo, sau măcar o oră jumate. Pizza a fost 24,50, sos, 4 lei, a fost și livrarea 4 lei, mă, de aia a fost 35. Am uitat că la ei costă și livrarea, că de asemenea e o livrare foarte bună. Ori mie foarte foame, ori pizza e ok. Problema e că e picantă și mie nu prea îmi place picant. Cred că își merită statutul de cel mai prost restaurant din București. Sau cel puțin statut de restaurant prost. Poate nu cel mai prost, pentru că n-am comandat de la fiecare restaurant să pot să spun că e cel mai prost. Dar cu siguranță e pe acolo. Livrare de aproape 3 ore, chiar nu se merită să dai 24 lei pe asta. Nu știu, mi-a pus ce cerusem pepperoni. În plus, nu-mi dau seama dacă mi-a pus în plus. Vă nu v-am arătat pizza, am mâncat direct din ea, că v-am spus că sunt fometat. O taxă de livrare 4 lei pentru că a trebuit să îi dau direcție livratorului. Faptul că n-a știut să ajungă în regie, mă neliniștește teribil, cum ar zice junimea. Sfat personal, nu comandați de aici, dacă sunteți din București. Dacă vreți să faceți un video cu cel mai prost restaurant din București, tot nu e, pentru că e bun. Na, e Pizza Hut. Problemele mele au fost cu restaurantul, nu cu mâncarea. Deci dacă ar fi să schimb ratingul, aș schimba mâncarea în 5... Bine, nu 5 stele, 4. 4 stele și livrare o stea. Asta dă undeva la 2,5. Adică exact cât are. Și ceva, chiar dacă l-am mâncat azi, eu m-am săturat de pizza asta. Hai să ne întoarcem în Buzău. Wow! Cum am ajuns aici? Iar cam asta a fost experiența mea cu cel mai prost restaurant din București când vine vorba de livrat mâncare. De pe Foodpanda pot spune și de pe toate. 2,5 n-am văzut în viața mea restaurant să stea atât de prost cu review-urile. Dacă v-a plăcut, desigur, nu uitați de like, share, subscribe. Da, și noi ne vedem la un episod la viitoare. A, și înainte, încă un mesaj pentru Pizza Hut. They don't want the two be going on.